Pandemia și-a pus profund amprenta pe domeniul economic. Micile magazine se închid unul după altul, iar unele dintre ele pun lacătul pe ușă definitiv. Magazinele mici încep să închidă definitiv unul după altul, ca într-un joc de domino. Nu este însă un joc, este vorba de brandurile locale, de angajații și familiile lor. Vorbim de situații disperate și de antreprenori care nu mai au resurse financiare și emoționale să reziste. Pandemia închide din ce în ce mai multe afaceri mici. În zona centrală găsim tot mai des afișe cu spațiu de închiriat, drept dovadă chiar aici s-a pus lacătul pe ușe. După o perioadă de 3 luni în care magazinele au fost închise prin decizii ale autorităților, odată cu redeschiderea centrelor comerciale, vânzările au rămas sub nivelul mult inferioare celor de anul trecut. Puțin sunt cei care au rezistat pe perioada stării de urgență, însă dacă s-ar mai repeta, situația ar fi foarte grea. A fost foarte greu. Ținând cont că este chiria, sunt curentul, apa, foarte greu. Este afacere de familie? Da. De cât timp? De 3 ani. Dar cu pandemia a fost foarte greu și este în continuare, se vede diferența și foarte, foarte greu. Pe zi ce trece și mai greu. Cum ar fi dacă ar mai dura pandemia 3 ani de acum înainte? Nu prea bine. Deci este o problemă. Multe se vor închide și să sperăm că vom merge spre bine. Când vom scăpa de pandemie? Este întrebarea care stă pe buzele tuturor de când a apărut COVID-19. Vestea că această molimă ar putea dura încă 3 ani de acum înainte este o tragedie nu doar pentru societățile comerciale, ci pentru toți oamenii. E foarte dificil de spus dacă mai durează. Eu văd că oamenii se comportă, eu știu, puțin cam libertin și nu știu în 3 ani de zile dacă nu se revoltă pentru acest lucru. Deși nu pot să vă precizez cât de periculos vor fi tulpinele care apar și așa mai departe. Din ce am auzit eu din mass media. Și cum vedeți lucrurile din punct de vedere economic și social? Toate sunt afectate. Vedeți dumneavoastră, vrei să cumperi ceva, trebuie să păstrezi distanța fizică, trebuie să aștepți, trebuie să pierzi timp. Cu alte cuvinte, și în industrie sau în restaurante și astea, e o problemă. Ar fi rău dacă ar fi pandemia 3 ani. Ar trebui să scăpăm de ea, să nu mai fie, să nu mai fim bolnavi, să nu mai țin masca așa. Un lucru foarte rău. Pentru că nu mai merge economia, nu mai merge industria, adică economia. Sfârșitul pandemiei pare să fie departe. Un lucru e cert, vom trăi cu SARS-CoV-2 pe tot parcursul anului 2021. De asemenea, închiderea micilor magazine va avea un impact economic și social negativ pe termen lung. Fiind extrem de dificil și de puțin probabil ca odată închise, aceste afaceri să se mai poată redeschide pe viitor.